Dublarea locațiilor tranșată în Parlament, senatorii discută proiectul guvernului prin care s-a amânat intrarea în vigoare. Problema este că parlamentarii pot da peste cap calculele acestui guvern. Detaliile vin de la colega mea, Gianina Vatkovici. Te ascultăm, Gianina. Am găsit acest proiect prin care se amână în momentul în care dublarea locațiilor va intra în vigoare, va fi discutat în Comisia de Muncă. Asta înseamnă că se pot aduce modificări acestui proiect, implicit cu privire la momentul în care ar putea să intre în vigoare această măsură și, bineînțeles, procentul cu care ar trebui să crească alocațiile. Acestea ar fi principalele probleme pentru guvern, în contextul în care știm că guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care amână aceste termen de intrare în vigoare până la data de 1 august, pentru că ar fi trebuit să fie data de 1 ianuarie. Și în continuare vorbim despre o dublare a alocațiilor, dar potrivit informațiilor noastre, guvernul nu are resursele financiare necesare pentru a acoperi o dublare a alocațiilor, ci ar putea exista un procent mai mic cu care alocațiile ar putea să crească, dar rămâne de văzut dacă de la 1 august sau nu. Va fi o discuție aplicată cu privire la acest proiect, vor fi cel mai probabil obiecții din partea celor de la Partidul Social-Democrat pe de o parte și cei de la PNL pe de altă parte, pentru că au fost aceste nemulțumiri în momentul în care acest proiect a fost adoptat și în plen.